Toamna, limpede ca o piatră prețioasă, săgetată de lumină, nu poți să o admiri și să o prețuiești în încărcătura ei de culoare și trudă, decât străbătând câmpia, bucurându-ți ochii și firea de belșugul rodului fără pereche, de miresmele tare ale pământului și de aerul proaspăt ce înfioară mantia dimineților până departe în zare. Dacă vrei să dai o definiție câmpiei, ajunge doar să-i străbați drumurile, lanurile și așezările. Un covor imens, un poem vegetal, orizont bănățean nesfârșit în bogăție, un sat, o comună, așezări eterne ale omului. Printre nenumăratele așezări timișene, vă prezentăm satul Nerău cu cele 1080 de suflete, viețuind în 485 de gospodării. Să străbatem un drum în ispititoarea câmpie timișană, spre Nerău, cu încântare și curiozitate, să descoperim fapte ale vredniciei, competenței și pasiunii semenilor noștri. Și toate aceste împliniri, înlănțuite în puterea, în visul spre mai bine și mai spornic, au toate, dincolo de orice metaforă, o inegalabilă esență tonifiantă de încredere în priceperea și efortul oamenilor. Avem în față un specialist care a muncit neobosit o viață, în orice anotimp, pe ploaie, pe vânt, înfruntând arșița și gerul, pentru a spori rodnicia ogoarelor și a smulge pământului roade cât mai bogate. Acum trăiește satisfacția muncii împlinite a înfăptuirii noii revoluții agrare. Țară, țarină, țărână. Cu aceste cuvinte în suflet, întâmpină țăranul răsăritul soarelui în miezul câmpiei. Cuvinte simple, calde, rostite cu duioșie și respect, venind dintr-o îndelungată înfrățire cu glia, le auzind din gura președintelui în matinalul său drum spre biroul lui de lucru, câmpia. Aici
s-au născut succesele de ieri și de azi ale cooperativei agricole de producție Nerău. Pe aripile cocorilor a sosit primăvara. Ascunsă în flori, ea renaște în putere să urce apoi cu forță mai deplină spre zarea care o strigă și o cere, cu marea-i necuprinsă de lumină. În subita dezlănțuire, primăvara revine cu aceeași grabă de gospodină zorită să-și reia rostul întrerupt. Încordatul zumzet al tractoarelor se aude până departe, iar eroii ogoarelor, mecanizatorii, din zori până în noapte, au pornit marea lor bătălie pentru a smulge pământului viitoare recolte bogate. Alături de cultura mare și vița de vie, existentă de multă vreme pe aceste meleaguri, ocupă un loc important în preocupările harnicilor cooperatori. De la tăiat, la stropit și prășit și până la recoltat, toate lucrările sunt executate la timp și în bune condiții, astfel încât recoltele să fie din an în an tot mai rodnice. Există oare o frumusețe mai profundă care să nobileze viața omului? O bucurie mai bucurie decât această clipă mirifică a devenirii bobului de grâu, această nemaipomenită splendoare care este coacerea bobului de grâu? Acest bob de grâu, atât de familiar tuturor, este înainte de toate împlinirea viselor, a nădejdilor noastre, întruntruparea cărora ei, harnicii lucrători ai ogoarelor, și-au dăruit iscusința, râvna, forța și priceperea lor, amânându-și clipele de tihnă pentru când o fi să fie. Pentru că bobul de grâu trebuia să aibă un pat pe măsură-i. Tot el cere să fie așezat taman la timpul potrivit în brazdă. Măreția sa e acum în plină devenire. Ieșiți în câmpie și vă veți desfăta privirea cu întinse lanuri. Ascultați-le creșterea și coacerea. Apoi puteți mărturisi. Sunteți mai proaspeți și mai viguroși cu o trăire.
La Cooperativa Agricolă de Producție Nerău se desfășoară o activitate pe cât de complexă, pe atât de rodnică. Lucrătorii unității dovedindu-și reale calități de iscusiți și harnici agricultori. Dintre orele zilei, mai apropiată de suflet, o simțim pe cea a zorilor, când din bezne se întrupează lumina și gândul noii deveniri se încheagă. Este timpul cel bun și harnic în care oamenii își îndreaptă pașii spre muncă. Chipurile deschise ale cooperatorilor se umple de un surâs, înflorindu-le din adânc pe buze. Pentru ei începe o pasionată ascensiune, un drum pe care îl drămuiesc cu fiecare pas spre propria lor ființă. Structurarea culturilor pe suprafețe destinate bazei furajere este judicios întocmită, ducând la producții record de peste 500 tone fân lucernă, 3500 tone sfeclă, la care se mai adaugă și cele 998 tone paie. Abundența de nutreți este astfel asigurată pe întreaga perioadă de stabulație. Iată, în imagine, se conturează platforma sectorului zootehnic cu o fermă de elită de vaci cu lapte, adăposturi pentru viței și tineret bovin, pășuni și padocuri pentru animale. Zootehnia, ramură de bază a unității, cu un efectiv de 600 capete bovine, din care 220 vaci cu lapte, care dau o producție medie de 3700 litri lapte pe cap de vacă furajată. Care este secretul acestor succese mereu mai mari? Este vorba despre o activitate desfășurată pe mai multe planuri, de la selecția efectivelor, la modernizarea sectorului și asigurarea pe întreaga perioada anului a unor cantități îndestulătoare de furaje. După o muncă susținută, acum, în efectivele în creștere, predomină animalele tinere. Apoi s-au modernizat grajdurile, s-a mărit capacitatea de depozitare a furajelor. Modernizarea s-a făcut din mers, fără a afecta procesele curente de producție. Meseria de îngrijitor de animale este practicată aici cu dragoste și pricepere, oamenii fiind răsplătiți pe măsura iscusinței lor și a rezultatelor obținute.
Toamna, freamătul muncii, stă sub semnul bucuriei strângerii roadelor. Zilele se socotesc după belșugul adunat. Fiecare oră de lucru are un mare preț. Gospodarul simte, oricât de mult ar munci, că timpul nu ajunge. Bogata toamnă, frumoasă doamnă, în palton înveșmântată, a apărut pe câmpii, iată. Toamna e ora recoltelor și în câmp anotimpurile se contopesc într-unul singur, cel al belșugului.